Candidații siguri ai PDL Gor sunt Ion Cupă pe Colegiul 1, Dan Vâlceanu pe 2, Severus Militaru pe 4, Ion Rușeț pe Colegiul 1 Senat și Mircea Șcheau pe Colegiul 2 Senat. Colegiul 5 este disputat de Nicolae Burchel și Matei Catrinoiu de la PNCCD. Șanse mai mari pare să aibă Burchel. Există din partea PNCCD-ului o poziționare, voi explic și această poziționare, și există o luptă în interiorul PNCCD-ului la care noi nu ne implicăm în niciun fel. Există doi candidați, domnul Catrinoiu și domnul Burchel, care vine de la nivelul conducerii centrale printr-o alianță cu Noua Românie. Urmează ca PNCCD-ul, la nivelul conducerii centrale, să-și rezolve problema legată de candidatura unuia sau altuia. Practic, în acest moment sunt disputate colegiile 3, 5 și 6. Rușeț spune că va mai ceda un singur colegiu și doar dacă cel care va candida este o persoană cunoscută în țară și măcar să aibă rădăcini în Gorj, dacă nu este locuitor al județului. PDL ar fi dispus să dea colegiul 6 Târgu Jiu, acolo unde fusese anunțată candidatura lui Nicolae Davițoiu. Forța civică să aibă un candidat în județul Gorj. În opinia noastră, dacă acest candidat va veni din afara județului, pentru că, așa cum știți, Forța Civică este în momentul de față un partid care se organizează, nu se reorganizează, măcar este un partid care se organizează la nivelul acestui județ, în opinia mea, candidații ar trebui să aibă legătura cu acest județ, să fie născuți în acest județ, fie să locuiască în acest județ acum, să fie apropiați de acest județ, să nu fie din afara județului. Dacă colegii noștri de alianță nu au resurse în cadrul județului, cred că nu poate candida județul Gorj decât o personalitate publică proeminentă. Contatac telefonic, Matei Catrinoiu a declarat că PNCCD va obține două colegii, nu unul. Catrinoiu vrea colegiul 5 și Burchel 3, acesta din urmă fiind dispus să renunțe la Noua Republică pentru PNCCD.